Bine ați venit la duminica cu Naomi în familie. Și țin să vă anunț că o trebuie să mă duc să-mi cumpăr fier, anul fer din ăla de care sochere, știți? Deci eu chiar m-am dus și mi-am cumpărat fer. Vedeți? Să nu credeți că fac reclamă, că eu nu umblu cu reclame. Au fost câteva persoane care au zis, Naomi, nu faci reclamă la unul lor, nu faci, dar ce, să eu aici, Avon și Taraf? Nu, no, am fac reclamă. Am ajuns să-mi cumpăr fier pentru că ne-am făcut analizele, știți ce zic? Și un alt așa să-mi zică doctorul, măi Naomi, de ce te asculți pe pastorii ăștia pe YouTube? Tu nu vezi că scade calciu, fierul și așa? Și te trezești numai că, Doamne, și ferește, știi? Ce poți păți? Și repede, repede, fuga, du-te și cumpărăți. Ce? Numai pastorii să vă spună povești? Eu nu pot să vă spun povești. Măcar o vorba aia la mine. Adică îs ori acasă, ori la birou, ori în fine. Apoi pastorii ăștia pe banii voștri vă mințesc și vă manipulează. No. Și din cauza lor, mi s-au slăbit tendoanele și oasele și articulațiile și grăsimea mea mi se deșală pentru că nu știu cum să facem rodile lor, numai rodii nu mai sunt. Știți cum se mai spune așa pe la creștin că lucrează și fă în viața asta să fie totul cu folos, ca mai târziu să-ți culegi rodile. Haideți să vedem ce rodii culegem după pastorul Bohariu. Da? Cristi Bohariu, da? Haideți să vedem ce rodii, știți, ce, nu știu, ce rezultate obținem de pe urma acestui, nici nu știu cum să-l faci pe Bohariu, care multe calități, știți, din punct de vedere lumesc, cum vă exprimați unii dintre voi, de zici că ta sunteți plin de duhuri de arhanghel, de vai de mine. Deci, din punct de vedere lumesc, chiar e foarte profi în unele aspecte, știți? Dar așa, biblic, nu știu ce să... Vă las pe voi, că voi sunteți experți. Pe mine deja m-ați trimis în iad, în fundul iadului. Bă, mi-ați văzut părul, da? Așa. Dar după ce treceți peste părul meu și mască și așa, poate vă dați silința împreună cu mine să ascultați trei videouri, da? Trei shorturi. În legătură cu, adică în ceea ce îl privește, nu știu dacă pot să zic ucenic, copiator, Xerox. Știi că numai la Xerox te duci și faci copy-paste. Știți când te duci cu un document și vrei să scoți o copie? Că știți, nu? Nu știu dacă Bogdan Schuler, Doamne, cum am venit să mai zic, Doamne. Nu știu dacă e Xerox-ul lui Bohariu sau sclăvuțului sau ce, nu știu, oricum pile pe acolo îs. Dar haideți să vedeți ce bine îl copiază pe Bohariu. Dacă stai și te, adică dacă l-ai pune și l-ai ascultat pe Bogdan ăsta, vi-l arăt imediat. Și el e pastor acum, ordinat, în regulă, alea, că doar cum, după ce ești sclăvuț atâta timp, normal că te ridică rancă, nu? Să fii mai productiv pentru biserică. Așa. Bogdanel ăsta lucră cu Cristinel Boariu, la Asociația Miros de Cer. El ci că e coordonator și nu știu ce, nu știu pe unde, da? Adică, în alte cuvinte, și el lucră la Asociația Miros de Cer. Lucră. Da? Că normal am vrut să spun altceva, numai că mi s-o tăia firul de ok, că țineți pe pasul cu mine, așa? Dacă l-ai ascultat pe Bogdan ăsta și te pune la somn, știi, și ai fi pe jumătate obosit, ai avea impresia că l-a scos pe Boariu. Deci atâta de bine seamănă la povești, minciuni și gogoneale, ăștia ca femeile astea în vârstă, îmi vine să zic ababre, numai că, no, doamne fer, poate, adică, doamne fer, poate, și femeie în vârstă care se uită și nu vreau să le jignez, dar cum ziceam noi când eram mici, zici că-s cabable. No, tu, cum ai făcut rețeta aia cu castraveți? Cum ai pus gogoșare? Și știu eu una din alta, măcar alea își dau rețete bune, dar pe ăștia își copiază comportamentul, fie el că, adică fie că vorbim de comportament verbal sau non-verbal, nici nu mai contează. Dar ca să nu mai lungez mult, haideți să vă arăt. Să vedeți Xerox-ul lui Cristinel Boariu. Culegem roadele lui Boariu. Adică dacă Boariu merge în față și spune povești, spune povești, spune povești pe banii voștri, ucenicii lui de ce n-ar face așa? Asociații lui de ce n-ar face așa? Oamenii care lucrează pentru el, că normal voi așa vă exprimați, de ce să nu facă ca el, nu? Că doar o au avut de la cine învăța. Doamne, cum mai stă și mie părul? Nici nu mai contează.
Cred că ciuda voastră să și părul ăsta așa. Haideți să-l ascultăm pe Bogdan, pe pastorul Bogdan. Trei șorturi, da? Trei șorturi și să-mi spuneți mie dacă... numai un pic că trebuie să dau și ăsta pe silence telefonul ăsta, că asta e viața. Și să-mi spuneți mie dacă am nevoie să beau fier sau nu. Dar fiți atenți, fiți atenți la cuvinte, că și ăsta tare mult îi spune într-un timp foarte scurt. Cu avut de la cine învăța, de la boare, nu degeaba lucrăm împreună. Da. Și cine știe câte afaceri mai au ei, da, înțe și... Știu voi că mai bine stau în casă, mai bine m-aș uita numai la Netflix și gata. Ei de-aia acuză oamenii care se uită pe Netflix, că cei că aveți conturi pe Netflix, că e păcat să vă uitați la filme. Bă, mai bine mă uit la un film. Bine, acum nu drame și din alea să mai e cu depresie, dar mai bine mă uit la un film și dați-it decât să uite omul la voi să vă asculte și numai să amărăști. Și să amărăști și să amărăști, că doar cu ei, fără ei, voi cu enoreaș, fără enoreaș, oricum voi trăiți, nu? Nu asta spuneți voi? Nu asta a spus Bogdanel Sculării, Colării? Trebuie să-i găsesc și ăsta un nume, dar nu știu, stați să văd cum îmi vine și mie, cum mă insuflă Duhul Eminescu. Dar până una alta, haideți să vă fac cunoștință cu el, că poate unii nu-l cunoașteți, da? Deci Xeroxul Pentecostal al pastorului Cristinel Bohariu. Și acum, mergem prima dată așa. Hai, da. Trei shorturi de pe TikTok vă arăt, da? Trei shorturi. Logic, o să le critic, deci după ce vi le arăt, vi le prezint și mai departe, o să le critic, că n-ai cum altfel. Și pe urmă, la aprecierea voastră, să analizați și să judecați, dacă vreți să faceți asta. Dar obiectiv, dacă nu, recomandați-mi cum să mă tun și așa mai departe. Am mai vrut să zic ceva, dar nu știu, mi s-o dus de pe fir, nu știu, fi și obosă pănu, că de la atâta lipsă de fier, serios, dacă nu, și e grav când ai lipsă de fier. Știți cum mi-au arătat rezultatele, Doamne, și ferește și sperii. Mai că era să nu mai apară pe listă, și de analiză, că nu mai am fier deloc. Deloc. Dezaster. Dezaster când auzi pe oamenii ăștia. Nu, haideți să-l ascultăm, da? Primul short. Să vedeți, mă, și bine spune. Și el ca boha, mă, câteodată ai impresia că ăștia chiar îți acolo de pus în iconă cu Maica Grațiela. Haideți să-l ascultăm. A, știți ce am vrut să zic? Stați-mă un pic. Men, there are five dangerous women. Nu, numai un pic. Știți ce am vrut să spun așa și să vă întreb cumva în direct? Oare la Bogdan Sculării ăsta? Cine îi face shorturile pe TikTok? Că și ăsta are la shorturi, ioi, câte shorturi are. Mă refer, și el are nevoie de 1000 de euro, ca și boareu, ca și tată său. Vorba vine ca și tată său. Ca și șeful său, că normal, dacă ne-am uitat la... Dacă v-ați duce pe Google și ați căuta miros de cer și v-ați duce la echipă să vedeți echipa, normal, Cristinel Bohariu e președinte și ăsta e responsabil, da? Deci mister e responsabil pe nu știu ce zonă acolo cu Moldovea și așa mai departe. Oare de unde are bani de shorturi? De la Asociația Miros de Cer? Cum e pastor? Sau nu primește bani că pastor? Primește din altă parte? Sau îi dă Bohariu din aia 11.000 de euro? Știți voi, 11.000 de euro? Hai că acum mă urmăriți și știți despre ce vorba, da? Dar să vedeți ce bine spune. Acum, rămâne de văzut cum stăm cu practica, nu? Că așa de zis, tare mult, zic multe și vai și amar când te uiți la faptele lor, că și eu mă îngrozesc câteodată când aud niște oameni. Dacă stai și te uiți, și numai, deci numai dacă îi asculți, te gândești, wow, ea-i vrea ca prieteni, ea-i vrea ca orice în viața ta. Și după aia, mai ales să treacă un pic de timp și când te uiți la faptele lor, te îngrozăști. Mai bine vrei să stai singur și dați-it. Nu, haideți să ascultăm. Există credință la nivelul gurii. Dacă eu spun că îmi iubesc soția, trebuie să se vadă. Dacă eu spun că îmi respect părinții, trebuie să se vadă. Dacă eu spun că sunt un om cinstit, trebuie să se vadă. Exact la fel și cu Dumnezeu. Dacă spun că cred în Dumnezeu, trebuie să se vadă. De ce? Că Dumnezeu schimbă oameni când cred cu toată inima. Când pui inima ta și crede inima ta, ascultă-mă, Dumnezeu te schimbă. Există credință la nivelul gurii. Dacă eu spun că îmi iubesc soția, trebuie să se vadă. Dacă eu spun că îmi respect părinții, trebuie să se vadă. Dacă eu spun că sunt un om cinstit, trebuie să se vadă. Exact la fel și cu Dumnezeu. Dacă spun că cred în Dumnezeu, trebuie să se vadă. De ce? Că Dumnezeu schimbă oameni când cred cu toată inima. Când pui inima ta și crede inima ta, ascultă-mă, Dumnezeu te schimbă. Există credință la nivelul... Deci, oameni buni, în alte cuvinte, am lăsat de două ori, da? Deci am lăsat să audă de două ori pentru că nici nu a fost lung short și am vrut așa să auziți în cazul în care aveți și vă lipsă de calciu, magneziu și astea, că la mine e zvarză. Vedeți cum scrie acolo? Există credință la nivelul gurii. Și pe urmă dat exemplu, da? Și-o continuat.
Păi și asta oare nu înseamnă că trebuie să avem grijă și ce vorbim? Adică trebuie să avem grijă la cuvintele noastre, nu? Nu? Cam asta înțeleg eu, așa mai băbește, mai simplu, nu? Hai să mai ascultăm. Hai că asta sună bine ce-o zis, dar hai să vedem de fapt cum stă situațiunea. Dau play la următorul video. Hai să vedem dacă există credință la nivelul gurii lui Bogdanel Șculării. Cum se pronunță ăsta Șculării? Că nu-i Șculării, sigur. A, Bogdan Șpagă? Nu știu. Nu știu. Chiar nu știu cum se pronunță Șculării ăla. Nu știu. Iungu, se, doamne, mai nu știu. Eu nu discriminez, să nu credeți că, doamne. Haideți să ascultăm al doilea șur, să vedem dacă există credință la nivelul gurii al acestui pastor. Haideți să ascultăm ca să nu vă plictisească. Ăștia parcă pe ani ce trece, mă, zici că se fac tot mai... Măcar dacă recunoaște, vezi, eu niciodată când mi-a zis cineva, Naomi, ești mai doamnă, bine, niciodată n-am zis, vai, știi, și ce? Asta e, când mănânci numai cartof, numai că mă fac ca un cartof, doar nu mai face ca, nu știu, ca o pară din aia, știi, undeva 90, undeva 60, nu, mănânc cartof, din cap până în picioare, sunt cartof, dați-i, de ăștia nici nu recunosc că mănâncă, ăștia se îngrașă cu harul Domnului, du-te, mă, deci... Stați-mi revin, oameni buni, că n-ai, n-ai. Ok, dau play la al doilea șor, da? Haideți să auzim dacă există credință la nivelul gurii acestui pastor. Dacă eu spun că-mi iubesc, bine, dragi, ascultați-mă, Dumnezeu vrea să vă folosească, vrea să mântuiască sufletul vostru, dar trebuie să fiți interesați de împărăția cerului. Eu vă întreb, nu știu dacă sunteți patroni aici careva, sincer așa, ați angajat pe cineva la voi la firmă care nu-i curios și nu-i interesat să muncească? Ați angajat? Dacă găsiți o astfel de firmă, vă rog, sunați-mă, mă angajez și eu acolo. Bine, dragi, ascultați-mă, Dumnezeu vrea să vă folosească, vrea să mântuiască sufletul vostru, dar trebuie să fiți interesați de împărăția cerului. Eu vă întreb, nu știu dacă sunteți patroni aici careva, sincer așa, ați angajat pe cineva la voi la firmă care nu-i curios și nu-i interesat să muncească? Ați angajat? Dacă găsiți o astfel de firmă, vă rog, sunați-mă, mă angajez și eu acolo. Bine, dragi, ascultați-mă. Deci, în alte cuvinte, oi bun, dacă un pastor spune, și nu numai, nu-i vorba numai de pastor, că și eu dacă spun ceva, pe păi trebuie să dovedesc ceea ce spun, da? Trebuie să fiu o persoană integră. Dar acum mă raportez față de omul ăsta. El e pastor. Dacă tu te duci în fața oamenilor și spui că trebuie să existe credință la nivelul gurii, adică dacă tu trebuie să fii un om integru, da? Indiferent de situație. Păi tu n-ai cum pe urmă să vii cu povești și cu povestioare, știi, mai o vrăjală, mai știi? A, dacă există o firmă care angajează puturoși, în alte cuvinte, da? Că așa au zis. Deci, în alte cuvinte, oameni leneși, pe care să nu intereseze de job și de nimic, dacă există, să mă anunțați că mă angajez și eu acolo. Pardon? Adică eu pot să înțeleg din afirmația ta că tu, de fapt, ești angajat la Asociația Miros de Cer, mai nou Miros de Bani, a gurului tău, Cristi Boariu, o asociație de care ție nu-ți pasă și nu te interesează. Nu? Că tu normal, după cum te-ai exprimat, tu numai acolo ai vrea să lucrezi. Adică numai pentru o firmă, o companie care plătește puturoșă. Nu pentru că un om care nu e așa, n-are cum să facă o asemenea afirmație. Adică eu niciodată n-aș spune, auzi tu că mi-aș dori să lucru undeva unde să nu fac nimic, pe ce înseamnă asta? Lipsă de interes total, adică eu nu glumesc cu chestii de genul, poate mai glumesc cu, nu știu, cu un Tom și Jerry sau ceva, dar nu glumiță din astea, că spui o glumă din asta, poi mâine alta și pe urmă unde e integritatea? Unde e seriozitatea omului? Eu nu zic să fim Hitler sau ca nemți ăștia, cum am dus de câteva ori în Germania la soră, mi-am vist, am spus mai duc never. Când îi vezi și pe nemți ăștia, mă duc la Lidl, eu dacă nu zic halu, ca și ei, când m-am dus cu sora mea la casă, știi? No, când o să plătim cumpărăturile și eu, cum să zice în Irlanda, hai, știi? Ha, eu dacă n-am, dar bine, am auzit că sora mi-a spus halu și pe aia de la casă. Dar eu am zis, hai așa, că dacă așa se salută în Irlanda, nu. Doamne, cum s-a uitat aia la mine? Zici că cine știe ce, oameni buni, eu nu zic să fim așa ca nemți în alte cuvinte din punctul ăsta de vedere, dacă pe de altă parte au și ei seriozitate și așa mai departe, dar eu nu zic să nu glumim și așa, să fim rigistă timpul și nervoși și bla bla bla. Dar și glumele astea trebuie să fie cu rost.
Trebuie să fie, nu știu, calculate dacă nu-i prea mult spus. Nu poți tu, ca pasăre, să te duci să spui, a, știți, că, na, dacă există o firmă, o companie care angajează oameni pe care nu-i interesează și puturoși, leneși, să-mi spui și mie că și eu vreau să lucrez acolo, păi înseamnă că tu asta faci. Tu ești angajat la asociația Miros de Cer și cine știe mai pe unde, pentru că acolo se promovează puturoșenia. Adică oamenii cred că voi faceți nu știu cât și de fapt voi poate faceți, nu știu, 10% din ceea ce cred oamenii și faceți voi publicitate pe YouTube-ul vostru cu Miros de Cer. Sau ce mai pot eu să înțeleg din afirmația asta ta e faptul că ai fost ordinat ca pastor și ești angajat ca pastor, cum sunt mulți alți oricum și cum sunt și popcii, că nu sunt mai pastor, și popcii la ortodoxi, da? Și ești angajat pentru și îți convine să stai pastor unde ești la biserică, pentru că oricum nu te interesează. Nu e așa că ești puturos, ești leani și oricum nu te interesează. Nu? Că tot tu ai zis, mă omule, că cu enoreaș, fără enoreaș, biserica merge mai departe. Adică tu, eu pot să insinuez sau pot să înțeleg că tu oricum primești salar. Că vin oamenii la biserică, că nu, tu oricum primești salar, că doar ce? Cu voi, fără voi? Nu ai zis tu asta? Hai că-ți dau play. Hai că-ți dau play. Și înainte să-ți dau play, vreau să mai spun o chestie. În urmă cu câțiva ani, m-a întrebat fratele meu, David, cel mai mic dintre noi. Naomi, mă botez. Vii la mine la botez. Am zis, bă, David, nu vin. Mulțumesc, dar nu. Dar bine, până i-am dat răspunsul, o durat câteva secunde sau am nu știu cum era, cum a fost situația, că s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, destul de mulțișori, acum nu chiar foarte mulți, dar oricum, și eram și obosită cu școala, nu știu ce, și el m-a întrebat și până i-am răspuns eu, el a zis ceva, ceva de genul către mine, Naomi, cu tine, fără tine, oricum eu mă botez. Dar bine, eu nu m-am supărat că a spus asta, pentru că, logic și normal, eu te invit să vii la biserică, că eu mă botez. Dacă tu vii, bine, de bine, dacă nu, nu, bine. Pe de altă parte, poți să zici, m-aș fi putut supăra, să zic, bă, cum poți să zică fratele meu așa, adică lui nici nu-i pasă dacă mă duc sau nu, știi, că oricum. Dar, în concluzie, nu m-am supărat neapărat să zici că vai de mine, știi? Că omul vrea să se boteze, go ahead, du-te și botează-te, no problem. Dar contextul a fost atât de diferit față de ceea ce vedeți voi aici, da? Haideți să vedeți ce-o spus. Ce-o spus mai marele omul cu credință la nivelul gurii, cu credință la nivelul buzunarului sunteți voi. Glumiță și glumiță și mai aruncăm câte o pastilă ca și bohariu. Și apoi, mai vezi tu seriozitatea ăștia? Nu mai vezi. Ne ascultați aici bomba cu ceas, da? Ce spune Dumnezeu? Să nu apune soarele. Numai un pic, stați așa. Tu ai nevoie de biserică! Și nu poți trăi fără biserică. Biserica poate merge înainte și fără tine. Tu ai nevoie de părtășie cu frații. Tu ai nevoie de părtășia de la biserică. Biserica poate avea programe și poate să se închine înaintea lui Dumnezeu și fără tine. Tu ai nevoie de biserică. Și nu poți trăi fără biserică. Biserica poate merge înainte și fără tine. Tu ai nevoie de părtășie cu frații. Tu ai nevoie de părtășia de la biserică. Biserica poate avea programe și poate să se închine înaintea lui Dumnezeu și fără tine. Tu ai Cum vi se pare? În primul rând, un pastor să predice, mi-e greu să zic să predice, dar nu. Să predice așa ceva mi se pare foarte eronat din mai multe puncte de vedere. Dar acum, din punct de vedere biblic, unde scrie în Biblie ceea ce a spus el? Adică, unde scrie în Biblie că tu nu poți fără biserică? Eu, din câte știu, în Biblie scrie că tu nu poți fără Dumnezeu. În aceleași cuvinte, adică nu poți fără Dumnezeu și fără Domnul Iisus, nu? Dar unde scrie că nu poți fără biserică sau că trebuie neapărat să te duci la biserică? Unde? Aveți atâtea exemple în Biblie, dacă citiți, bineînțeles, dacă citiți și analizați. De fapt, nici nu trebuie analiză, că, Doamne, la unele versete e suficient doar să citești. Oameni care s-au rugat în pustiu, oameni care s-au rugat pe mare. Și de mai multe ori repetate rânduri, nu doar că, știți, a fost o situație. Nu. Deci, în repetate rânduri. Pe dealuri, pe munți,
acasă, singur. Și repetați rândul, da? Unii scrie că aveți nevoie neapărat de biserică. Acum eu stau și mă gândesc. Că mi-e pasă de alții, vedeți voi, mi-e chiar îmi pasă și de oameni pe care nu-i cunosc. Stau și mă gândesc. Câte persoane o să se uite la videoclipul meu? Da? La video ăsta. Oare câte persoane? Să presupunem că 100. Din cele 100 de persoane care se uită la video meu, oare câte persoane au avut supărări sau amărăciuni sau nu știu ceva probleme în legătură cu biserica unde ei se duc sau în legătură cu pastorii sau cu conducerea bisericii? Și oare câți din cei care s-au confruntat cu anumite probleme s-au dus chiar să vorbească cu pastorul? Și oare câți din cei care au vorbit cu pastorul au primit un asemenea răspuns? În alte cuvinte, auzi, dacă nu-ți convine, poți să te duci. Oricum, tu ești doar un membru din 500 sau un membru din 1000, nu ne interesează. Cu tine, fără tine, oricum biserica asta o să meargă înainte. Stau și mă întreb. Știți de ce îmi pun întrebarea asta? Și eu sunt foarte sinceră, pentru că eu când am auzit șortul ăsta, m-am gândit. Pentru că și într-o biserică sau adunare, spuneți cum vreți voi. Bine, unii dintre voi spuneți că e diferență între biserică și adunare, dar să trecem peste asta, că nu are importanță acum, vă rog frumos. Adică, cel puțin așa cred eu, voi, o să dreați cum vreți. Și biserica, așa adunare, e formată din oameni. Noi, ca oameni, suntem toți, și eu și voi, toți suntem imperfecți. Putem să greșim, numai că alții comit infracțiuni, dar de greșit toți greșim, că așa e viața. Și biserica e formată din oameni, din noi, din imperfecțiune și lista continuă. Adică e imposibil să nu se greșească din partea conducerii bisericii. Și dacă există vreun enoreaș, că foarte mulți nu spun nimic, alții nici măcar nu observă greșeli sau nemulțumiri, alții le observă, dar nu se duc să comunice, dar mai ies care comunică și se duc la pastor și spun, uite, știi, sau poate la deacon, sau poate la presbite, sau poate la popă, sau la călugăr, mai știu eu la cine. Și se duce și spune, știi? Uite, na. Și în loc enoreașul să fie ajutat, îndrumat, sau măcar înțeles, că tu ca să te implici într-o acțiune de rezolvare, în ceea ce îl privește pe enoreașul supărat, în primul și în primul rând trebuie să-l înțelegi. Păi dacă tu nu-ți faci timp să-l înțelegi, unde că să mai adăugăm pe listă procesul de ajutare și implicare? Cum să sunt enoreașul? Când tu foarte frumos îi spui, știi? Cu tine, fără tine! Mă, mie că mi-a zis fratele meu că cum ne fără mine să potează, am înțeles. Bun, am înțeles. I-am dat un buchet de flori, l-am cuprins, pentru că eu am știut că pentru el înseamnă foarte mult. Da? Am știut că pentru fratele meu, David, însemna foarte mult la momentul respectiv actul în care s-a implicat, adică să se boteze, da? Nu înseamnă că dacă eu am altă credință sau dacă eu cred în altceva, nu înseamnă că nu-i respect fericirea lui. Ești fericit că te botezi? Uite un buchet de flori și o îmbrățișare de la sortă. Dar contextul a fost atât de diferit că am auzit de la fratele meu vorbele alea, pe când un pastor, da? Un pastor, să spună din fața amvonului și în fața oamenilor, măcar dacă n-ar exista internetul ăsta, știi, să zici, mă, m-au auzit numai oamenii care au fost atunci prezenți și dați-i, dar nu, te aud oamenii că sunteți pe TikTok, pe YouTube, auzi școlăre, școli, Gălușcuță, tu cred că ești Bogdan Gălușcuță, ție cine îți plătește șorturile? Tu n-ai nevoie de șorturi, n-ai nevoie de regizori, redactori, nu? Adică tu cum poți să fii eficient de unul singur sau nu ești de unul singur? Că bosul tău, de la Asociația Miros, deci era asociatul tău, Dumnezeul tău, Bohariu, are nevoie de 11.000 de euro lunar. Tu cum faci? Tu de unde scoți banii? Că și tu ești plin de shorturi pe TikTok. Că stai și te gândești, mă, un pastor însurat cu copii, să vezi toată activitatea pe TikTok, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, pe oameni buni. Eu nici măcar, eu mai pun din când în când un video și eu cum pot, știi?
Și de una singură vorba vine și abia am timp, că nu știu, te-ai prins, ba apare o problemă, ba un act, ba nu știu ce și să... Nu pot! Și pe Facebook sunt oameni care îmi scriu și câteodată durează poate o lună până răspund, dar nu că sunt ofițoasă, pur și simplu nu am timp. Și eu nu pot să fac numai, deschid mesajul, dau sin și pa. Nu pot, trebuie să mă angajez într-o conversație cu omul ăla, de 5 minute, de 2 minute, poate de o oră, de jumătate de oră. Depinde în ce situație se află omul și depinde cum și eu. Și stai și te gândești, mă, dar ăștia cum pot să fie atâta de eficienți, vorba vine, știi, cu familie, mai și pasuri, mai așa, și ei sprezează peste tot. Zici că ei sunt Dumnezeu, știi? Păi cum? Cu banii voștri. A voștri, a celor care mă... Vezi, Doamne, nu încăpeți voi de părul meu, nu încăpeți voi de halatul meu, deși e larg, încăpeți. Eu mi-l iau așa mai larg, că așa trebuie să nu-i spite furnicile de pe YouTube, da? Voi nu vă convine, deși e loc și pentru voi în halatul ăsta. Voi numai gâtești alea din spatele, vedeți. Și de nu știu câte ori am zis și menționez și acum. Cum așa zis subarul ăsta din spatele meu, nu mă condamnă pe mine și nu mă trimite în iad, da? Nici amvonile acestor pastori nu le garantează mântuirea și garanția că ajung în rai. Puteți să înțelegeți sau nu puteți să înțelegeți? Nu. Cum facem acum să scriem, vorba bine, o concluzie în legătură cu pastorul ăsta? Păi da, măi Bogdan Șpagă, tocmai tu ai spus că există credință la nivelul gurii, deci trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește exprimarea noastră verbală. Și tot tu vii și ne spui nou și ne vii zgogoș, că știi, dacă există o companie care angajează puturoși, spuneți-mi și mie că vreau eu să mă duc. Ca după aia să te auzim că tu, bine, nu în ordinea asta le-ai spus, eu le-am aranjat în ordinea asta ca să înțeleagă oamenii de fapt cum ești tu, știi? Ca de fapt după aia să auzim tot din gura aia ta plină de credință, că cu voi, fără voi, știi? Oricum, în alte cuvinte, da, oameni, oricum cu voi, fără voi, știi, voi oricum aveți nevoie de noi, că voi trebuie să fiți dependenți de noi, știi, noi fără voi putem, dar voi fără noi nu puteți, știi, uitați de Dumnezeu, uitați ce spune în Biblie, uitați că nu mai contează, mai zicem și noi, știi, câte un verset dau din Biblie, așa ca să, știi, să nu dormiți de tot, dar în principiu de noi aveți nevoie. Voi aveți nevoie, în loc să spună că voi aveți nevoie de Dumnezeu, voi aveți nevoie de noi, de biserică. Stai să mai ascultăm o dată, că asta mi se pare fenomenal. Cum o spus, fenomenal. Fai de mine, unde există așa ceva în Biblie ce predică pastorii ăștia? Și eu nu știu, mie să mă crucesc costâș, orizontal, vertical, și apă, să nu fac din asta, să nu beau din astea, pe tătă zoa trebuie să bei, tătă zoa trebuie să bei. Și din astea scumpe, care nu constipește, știți ce zic? Știți ce zic? Vedeți, ca și cu medicamentele astea, așa și cu pastorii. Trebuie să iei, dar să ai grijă ce bei și nu prea mult, că după aia reacția adversă, știți? Nu zice nimeni să ne ascultați predici. Eu nu insinuiesc să nu mergeți la biserică, eu nu insinuiesc să ne ascultați pastorii pe YouTube sau unde vreți voi. Dar și e prea mult strâc, știți? Ca și bungi ăștia. Mai bine să iei unul pe zi sau știu cât îți recomand doctorul. Dar nu prea mult, știi, să devii dependent și pe urmă să-ți tulbure gândirea, știi? Hai să mai ascultăm o dată short-ul ăsta lui formidabil. Voi biserică și nu poți trăi fără biserică. Biserica poate merge înainte și fără tine. Tu ai nevoie de părtășie cu frații. Tu ai nevoie de părtășia de la biserică. Biserica poate avea programe și poate să se închide înaintea lui Dumnezeu și fără tine. Tu ai nevoie de biserică și nu poți trăi fără biserică. Biserica poate merge înainte și fără tine. Tu ai nevoie de părtășie cu frații. Tu ai nevoie de părtășia de la biserică. Biserica poate avea programe și poate să se închide înaintea lui Dumnezeu și fără tine. Tu ai nevoie de biserică. Nu. Nu. În concluzie, știi ce? N-are rost să fii nemulțumit de noi. De noi, de pastori. N-are rost să fii nemulțumit, nu? Pentru că tu ai nevoie de noi. Noi fără tine putem, tu fără noi nu poți. Unii scrie asta în Biblie. În primul și în primul rând. El cu șortul ăsta invalidează rugăciunile ucenicilor, rugăciunile văduvelor, din Biblie acum vorbesc, da?
Pentru că, cum v-am spus și mă repet, că asta e viața. Câte persoane nu s-au rugat, conform Bibliei, în pustiu, pe mare, pe dealuri, pe stânci, pe munți, în burte de balene, de pești, de icre negre, nu? Nu? Păi citiți și vedeți dacă credeți că eu inventez. Hm? Deci nu numai că contrazice Biblia la maxim. Mai are și tupeu să vă facă pe unii dintre voi, că unii dintre voi sunteți un pic mai slăbuți psihic și îmi pare rău, vă face să credeți că voi chiar trebuie să fiți dependenți de ei. Și eu când v-am spus că asta doresc să vă droghează cu minciunile lor ca voi să deveniți dependenți, da? Pentru că asta doresc să vă manipuleze, să vă indoctrineze, ca pe urmă să creeze o dependență în voi pe care nici nu o sesizați de altfel. Voi nici nu o sesizați. Că ăștia cu păcănele, lasă că mă duc numai să bag 100 sau știu cât. Mă duc și mâine numai așa. Fără să realizeze că chiar sunt dependenți. Mă, dacă nu mă duc la păcănele, oare pot? Oare dacă nu, tot ascultă tăzoa ce spune șculării ăsta? Și cu boareu și cu nu știu cine, oare ce se întâmplă cu creierul meu? Atâta vrea toată lumea, dar numai din gură, să slăbească. Detoxifiere, vai, vai, dar aici la creier, nu vreți un pic de reset? Nu simțiți nevoia să vă dați un pic de restart, de refresh, nu simțiți? Chiar nu simțiți? Eu nu vreau să vă jignesc, dar nu pot să crești. Oricum, dacă am jignit pe cineva, îmi pare tare rău și îmi pare rău și sorry. Dar eu nu știu cum puteți sta așa, nu știu cum puteți sta așa nepăsător. Păi eu dacă eram în biserică și să-l fi auzit că o spus așa ceva, adică să-l fi auzit spunând așa ceva, ieșăm afară din biserică. Păi dacă tu fără mine poți, păi și eu pot fără tine, mă. Că nu tu îmi garantezi mântuirea, nu tu m-a ajuns să ajung mântuit, nu, eu sigur. Că oricum, mântuirea e personală, nu e așa? Și cu cât te duci mai mult la biserică, cu atâta nu mai vezi aia. Da, mă duc odată la lună. Dacă eu, dacă aș fi fost penticostală, cred că așa aș fi făcut. O dată pe lună la biserică și după aia, cum simțăm? Poate mai bine mă duceam la alea floare pisie drum să mă rog cu ea, că poate mai multă părtășie simțăm acolo, nu? Pe la ce să mă duc la biserică? Că dacă mă duc, ba baticu nu-mi bun, ba rocea nu-mi bună, ba tocul nu-i bun, ba bluza nu-i bună. Dacă ești bărbat, ba că nu-i bine cum stai, ba că barba e păcat, ba că nu știu ce. Adică niște predici pe unele subiecte care nu se merită. Și atunci cât să mă duc? Să mă potignesc în alții și alții să potignească mine? Păi nu mai bine mă duc eu și îmi fac părtă și eu cu mine. Eu cu mine singură. Și nici măcar și atunci când zici că ești singur, nu ești singur, știi? Că ești cu Dumnezeu, ești cu Iisus, ești în prezența lor. Nu? Și nu mai ești singur. Auzi tu acolo că, știi, voi nu puteți fără noi. Păi da, mă, da. Nu puteți. Așa e că nu. Voi nu puteți. Biserica asta voastră și bisericile voastre nu pot fără enoreaș, pentru că dacă enoreaș n-ar mai veni, buricurile voastre ar fi un pic, știi, buricile voastre ar fi ceva mai subțiate. Buzunarele la fel. Și toată viața voastră ar fi la fel, pentru că chiar ar trebui să munceți, nu să stați așa pe degeaba, știi? Tu crezi că ești Bogdan ăsta, am și uitat măcar era ăsta care te stătea și era puturos să-și gătească, dar lasă că mă aduc eu aminte. Am aduc eu aminte, nu-i stres. Voi pastori, n-ați putea fără enoreaș. Voi faceți pe ei să creadă că voi sunteți dependenți de noi. Nu, voi sunteți dependenți de enoreaș. E fix invers, e viceversa. Da. Nu poți să se roage enoreaș acasă, bada. Nu poți să aibă părtășie acasă, bada. Nu poți să aibă părtășie cu un vecin, cu o, nu știu, cu altcineva de peste drum sau știu cum, unde stă fiecare, cum stă. Ba da. Nu-i nevoie să vină să plătească dări de seamă și nu știu ce și 10% și apoi nu știu cât și apoi așa. Nu-i nevoie. Dar voi aveți nevoie de salariile lor. Și tocmai tu ai tupeu să spui că există. Auzi tu, mă, ne spune el nou că fără voi oricum biserica merge mai departe, știi? Și totuși, totul declar că există credință la nivelul gurii. Există credința voastră lumea. Mă, voi vindeți contrabandă. Exact cum mafioții ăștia se ocupă cu drogul și distrug sufletele copiilor și familiilor și așa mai departe. Exact așa distrugeți și voi, dar sub o altă formă, într-o altă manieră, știți? Ceva mai soft. Ajung, voi mă faceți să ajung să-i apreciez pe ei pentru faptul că ei măcar nu iau Biblia aia, mă.
Ei măcar nu amestecă Biblia, știi? Nu amestecă, punct. Voi, tăi cu Biblia pe sub braț, prin bozonare, prin... Vedeți, când vă scoateți iamă Biblia să nu cadă și vă bag note de acum. Dar numai ca bag notele, că vă sunteți soft numai cu cardurile. Știi ce zic? Câtă nesâmțări. Câtă nesâmțări. Trageți voi ce concluzie vreți în legătură cu șorturile pe care vi le-am arătat. Iar tu, Bogdane, o să fii în vizorul meu. Bine că de mult am vrut eu să fac cu tine, numai că nu știu cum să tot... Ba, părea pustam cu ceva mai grav, ba, nu știu ce, ba, nu știu cum. Că voi sunteți tare mulți. Tare mulți. Că mai sunt unii la comentarii care spun că despre popi, de ce nu fac așa? Eu am făcut și despre popi. Și dacă aș fi și o eu nu știu, voi cred că mă confundați pe mine cu pastorii la care voi le plătiți bani. Adică dacă voi plătiți pe, de exemplu, pe Bogdan ăsta, pe Boariu și așa mai departe, nu confundați. Dedicații faceți acolo la ei, nu la mine. Gândiți-vă numai un pic cât e de eronată întrebarea asta. Naomi, în cazul în care îmi spuneți Naomi, că mă faceți în toate felurile, dar nu e nicio problemă, faceți-mă cum vreți. Că oricum, indiferent cum ați făcut, numele meu în buletin tot așa a rămas. Naomi, Mureșa și cum mă mai cheamă. Că mai am cu un prenume. Atâtea prenume și doamne iartă-mă, da? Iar am vrut să zic ceva și mi s-a dus ideea, dar nu e nicio problemă, că doar ce. Așa. Gândiți-vă cât e de eronată întrebarea voastră, că de ce eu fac numai despre Pentecostal? În primul rând, nu, activitatea mea nu e doar despre sau exclusiv despre Pentecostal. Și pe urmă, și chiar dacă ar fi, deși nu, dar chiar dacă, care e problema voastră? De exemplu, poate unii dintre voi aveți o dietă, un plan alimentar, da? Știu de la un specialist, de la cine aveți voi. Și toată ziua obișnuiți să mâncați același meniu. Sau aveți un meniu în fiecare zi, da? Dar aveți o rutină. Cum ar fi să vă întreb eu pe voi? De ce mănânci în fiecare dimineață ouă? De ce bei în fiecare dimineață cafea? De ce nu bei, nu știu, more? E la varză, dar varză și din aia stată foarte mult așa să se mureze, știți? La murat. De ce îți trebuie în fiecare zi să bei un pahar cu apă caldă, crezând că o să slăbești doar cum degeaba, că știi ce zic? No. Cam așa sunt și întrebarea voastră. Învățați să nu mai fiți atât de ridicol. Învățați, dacă vreți, dacă nu. Zboară milioanele și nu confundați buzunarele, copilaș. Nu confundați. Nu, aici pe telescop aș de nu se fac dedicații. Nu se fac, da? Chiar dacă ați dori, nu să fac, pentru că Naomi nu face. Adică eu n-am niciun câștig, eu chiar nu-s plătită, doamne, că mi-a fi mare rușine. Deci, eu vreau să vă ajut, așa cum pot și eu și știu, și să aștept să fiu plătit. Eu nu fac asta nici cu oamenii pe care cunosc în viața asta de zi cu zi. De ce aș face pe YouTube? Adică, de ce aș aștepta să fiu renumerată, să fiu plătită, pentru că ce? Oh! Facem bani din YouTube. Na, Asociația Miros de Bani. Bogdan Șculări și Cristinel Boariu. Bravo! Uitați cât e bine să copiază unul pe altul. Uitați. La revedere! La revedere!